Salutare! Acum vom regla oglinzile la un CO2 de 100W. O să vedeți pe parcurs că nu mă prea pricep la filmări și la a vorbi foarte mult, dar o să încerc să vă arăt anumite aspecte care eu le fac și pentru mine funcționează. Aici aveți tubul de laser și prima oglindă. Pentru a face proba la prima oglindă trebuie prima dată să desfiletați toate aceste șuruburi, cele 3 șuruburi. Deci aici sunt 3 șuruburi aurii și 2 argintii. Cele 2 argintii sunt pentru reglaje ultrafine, cele aurii sunt pentru reglajele majore. Astfel, desfaceți toate șuruburile, le desfiletați pentru a ajunge ca această lamelă să fie lipită perfect de cea de bază. Da? Vedeți aici, o să încerc să îl strâng puțin și vedeți că se duce într-o parte, să-l desfac și totul este în regulă, da? Totul s-a adunat la poziția 0. Aici celelalte sunt desfăcute, sunt fixate astfel încât să stea nu se miște prea mult. Acum o să vedeți aici hârtia. Vedeți, am pus hârtie dublu adeziv, hârtie adezivă, am apăsat cu degetul astfel încât să se vadă circumferința oglinzii. O să mergem în față pentru a-i da un puls. Deci aici este butonul de puls. Mergem înapoi și vedem unde s-a dus punctul, da? Este centrat pe mijloc, oglinzii, în raportul sur-jos, iar în raportul stânga-dreapta este un pic spre dreapta, ceea ce este totuși ok pentru că este în interiorul oglinzii. Pentru a regla cea de-a doua oglindă, care este în partea cealaltă, aici avem la fel 3 șuruburi aurii, 2 argintii. Aici facem de asemenea același lucru și anume să strângem, desfiletând, aducem la nivelul 0 oglinda. Am adus-o la nivelul 0. După care dăm jos hârtia de la prima oglindă, ștergem cu degetul în momentul de față, dar de preferat cu o cârpă de bumbac foarte curată. Apoi mergem la următoarea oglindă, la cea de-a doua, și după cum vedeți am pus o hârtie adezivă și am apăsat cu degetul să se vadă circumferința oglinzii. Îi dăm din nou puls și vedem că ne bate undeva mult în afară, pe... Da, nici de cum unde trebuie. Pentru a bate unde trebuie, mergem la prima oglindă. Și reglăm din butonul acesta de sus, din șurubul de sus. Astfel încât îl strângem pentru a se duce ceva de genul ăsta. Vedeți că s-a departajat aici. Mergem din nou și dăm puls. După cum vedeți, a apărut un punct aproape de marginea dreapta a celei de-a doua oglinzi. Mergem înapoi la prima oglindă și mai strângem un pas destul de măricel, să zic așa, o cursă de un sfert față de cum e rotirea șurubului. Îi dăm puls și observăm că este aproape pe mijlocul la oglindă. Din câte vedem, este un, nu chiar la mijloc, este mijloc spre stânga. Deci dăm un pic de tot înapoi. Mergem înapoi la prima oglindă. Și dăm înapoi o cursă scurtă. Mergem din nou la cea de-a doua oglindă. Dăm hârtia jos. Ștergem. Și o lipim din nou pe altă poziție curată, astfel încât să se vadă așa. După care îi dăm din nou puls. În momentul acesta se poate vedea foarte clar că punctul este pe mijloc. Bun. Următorul pas pentru a regla oglinda de la con, luăm o altă hârtie și o punem pe această gaură, da? Bun. Vedeți aici oglinda, butoanele de reglaj. Pentru a regla acest aspect, îi dăm un puls în primă fază și vedem că punctul este în afară spre stânga. Pentru a-l duce pe mijloc, mergem la oglinda a doua, și reglăm stânga-dreapta din acest buton de jos, din acest șurub. Ca să reglăm, trebuie să dăm practic spre dreapta. Pentru a da spre dreapta, practic înșurubăm o tură. După aceasta, mergem și mai dăm un puls. Este mult în afară, în partea dreaptă. Și atunci ne întoarcem înapoi la oglinda a doua și dăm puțin înapoi. Îl destrângem. Bun. Mergem din nou și dăm puls. Și încă nu este pe poziția care trebuie. Pentru a fi pe poziția care trebuie, trebuie să fie un pic mai în stânga. Și atunci mai destrângem din nou din acest punct spre stânga. Nu mult. Atât. Este important să știți că reglajele trebuie făcute foarte fin, nu dăm la manivelă. După cum vedeți, se apropie destul de mult spre centru, astfel că mai este nevoie de încă foarte puțin înapoi de aici. Așa. Schimbăm poziția hârtiei pentru a fi tot timpul curată pe raza găurii. Îi dăm o probă. Încă nu este ok, mai dăm încă puțin spre stânga de la oglinda a doua. Îi dăm iarăși o verificare, schimbând poziția hârtiei. Și încă puțin spre stânga. De aceea ziceam, nu trebuie foarte mult. Am dat o tură completă, deși nu era necesar. Probabil trebuia undeva la jumătate de tură. Schimbăm poziția hârtiei. Curat. Probă. Este aproape pe mijloc. Undeva la 95% pe mijloc. Pentru a o centra, că se vede foarte bine că este pe mijloc, dar totuși în partea de jos. Deci trebuie ridicată un pic în partea de sus acel punct. Pentru a ridica acel punct în partea de sus, schimbăm poziția hârtiei din nou. Iar din partea asta avem altă variantă, și anume aceste două șuruburi care reglează partea de sus. O împinge în față și partea de jos o împinge iarăși în față, da? No, noi aici reglăm, din câte se vede, acesta trebuie strâns, este o siguranță, așa. Aici trebuie să strângem, pentru a ridica în sus, trebuie strâns cel de jos, un pic. Mergem din nou și dăm puls. Vedeți că s-a mai ridicat puțin. Totuși nu este suficient și atunci mergem din nou și tot de la acel șurub de jos mai strângem puțin. Mergem din nou la butonul de puls și facem o probă. Acum vedeți că este aproape, mai trebuie chiar un pic strâns. Și mai strângem un pic de tot. Schimbăm hârtia pentru că s-a umplut de puncte. Îi dăm puls și din câte vedeți este tot mai aproape de centru. Pentru a o centra totuși un pic spre dreapta, ne întoarcem la primul buton, acesta, și mai învârtim foarte puțin, așa, iar dincoace încă un pic înainte. Bun, mergem din nou să-i facem probă. Și dăm puls. Din câte vedeți s-a ridicat pe mijloc în varianta sus-jos, dar totuși mai trebuie un pic mai la dreapta. Pentru aceasta mergem din nou la primul buton, acesta, și mai înșurubăm puțin înainte. Mergem din nou și îi facem probă. Acum se vede că este aproape, undeva la 99% pe centru din aproape toate punctele de vedere. Vedeți? Perfect. În continuare, dăm placajul la o parte, luăm hârtia aceasta, adezivă, și o punem în partea de jos a conului. Așa. Și apăsăm foarte puternic, dar în același timp să nu se miște conul în sus, să rămână pe aceeași poziție. După ce am lipit hârtia aici, îi dăm un puls. Bun. Dăm hârtia jos și observăm că, vedeți circumferința cercului de la con și gaura este pe mijloc.